A venit momentul să continuăm lista de videouri în care îmi comand parfumuri de pe diverse magazine online și îți arăt ce am primit. De această dată am făcut comandă pe Elefant, un site care mi se pare foarte vizibil, dar asupra căruia planează atât de multă neîncredere. Și deși mai comandasem parfumuri până acum și n-am avut probleme, am zis să dau o comandă pe care să ți-o și arăt. Și în acest sens am luat atât parfumuri sigilate cât și desigilate, pentru că da, ei au o categorie de parfumuri pe care bănuiesc că unii clienți le trimit înapoi, nu știu exact care e treaba cu ele, dar e o categorie de parfumuri desigilate. Sigilate, care evident costă mai puțin. Iar eu mi-am comandat 3 parfumuri. 2 de sigilate și unul cât se poate de sigilat. Parfumurile au venit în cutia asta împreună cu niște cărți, despre care n-am să-ți vorbesc în acest video, ca să ne concentrăm doar pe ele. Și primul parfum din această listă, despre care chiar aș avea destul de multe de spus, este Davidoff Cool Water Street Fighter, pe care l-am cumpărat doar pentru că era o ediție limitată. Strict din punct de vedere al, hai să ne zicem, calității, cât performanțelor parfumurilor, nu cred că mai avem niște așteptări foarte mari de la Davidoff, în special de la gama culoare. Parfumul ăsta a fost desigilat și a fost desigilat de un domn care, sau o doamnă, care a ținut neapărat să-l deschidă pe aici, pe jos, pentru că, nu e așa? L-a și rupt un pic, îți dai seama cât de entuziasmat era de ce se întâmplă aici, dar mă întreb când îl deschizi așa, cred că de asta l-a dat înapoi, că l-a deschis așa și n-am mai știut să-l scoată de aici. Dar în fine, acum fiecare cu treaba lui, voi continua și eu la fel. Așa arată sticla de parfum și marea diferență față de celelalte e că aici scrie Street Fighter 5. Din păcate, parfumul ăsta are o mare problemă, anume că miroase exact ca Davidoff Cool Water Aquaman, pentru că în esență e același parfum și e schimbată doar sticla. Lucru pe care orice om normal l-ar fi putut vedea dacă ar fi verificat asta la început. Eu, desigur, n-am făcut-o. Dacă sunt de minimaliste mixurile pe care le fac ei în edițiile lor de colecție, ar fi putut să-l schimbe un pic, adică nu zic că nu trebuie să aibă mandarină, piper și o notă lemnoasă, dar puteau să mai arunce acolo o zmeură ceva și să zică ok, am făcut altceva. Nu, în esență e același parfum, același miros de super gel de duș, super fresh, Adidas, ce vrei, care te duce puțin cu gândul la originalul Cool Water, dar nimic mai mult. Deci e ok de vară să-l porți ca un parfum care persistă 2-3 ore, dar sincer mi se pare deranjant că am același parfum în două sticle diferite. Și acum, fie vorba între noi, sticla de Aquaman și arată ceva mai bine. Așa că ce încerc eu să spun e că dacă nu ești vreun colecționar înrăit de Cool Water în edițiile astea foarte limitate, nu cred că are sens stilie pe Street Fighter 5 dacă ai deja Aquaman, dar în ceea ce privește autenticitatea sticlei, n-am niciun motiv să mă îndoiesc. Cred că Cool Water Street Fighter 5 este un parfum original și tind să cred că la cât costă nu se chinuia nimeni să-i facă un fake pe care să-l trimită prin Elefant. A doua alegere cred eu că a fost puțin mai inspirată și este vorba despre Carolina Herrera Men Sport. Parfum de care eram destul de curios de ceva timp, în ciuda faptului că nu aveam niște așteptări foarte ridicate, dar un Carolina Herrera fresh ar fi putut să fie ce trebuie. Cum privind cutia, la fel n-am niciun dubiu în legătură cu autenticitatea ei și de asemenea parfumul ăsta a fost și el desigilat, deci nu a venit cu țipla de protecție. Sticla nu arată rău deloc, mi se pare că e exact la același nivel de calitate Carolina Herrera, deși poate mi-ar fi plăcut să fie și în spate, dar mi s-a părut interesant că e lichidul albastru, lucru care m-a făcut să cred că avem de-a face cu un parfum foarte răcoritor. Și chiar este un parfum răcoritor, deși cred că nu i-aș spune deosebit sau original. E genul de parfum pe care te aștept să-l găsești în zona asta de parfumuri de vreme caldă. Nu e chiar Cool Water Street Fighter, dar e clar că nici nu au vrut să rescrie cartea originalității cu parfumul ăsta. Mi se pare că cel mai mult în el o să regăsești o combinație de citrice cu ceva note marine, dar discrete și cu mult lemn de santal. Deci dacă îți place mirosul de lemn de santal, parfumul ăsta s-ar putea să fie o opțiune interesantă pentru tine. Și faptul că au accentuat mai mult nota asta, cred că îl face să fie puțin mai interesant decât îl percep prima oară. Totuși mi se pare un parfum lejer de vreme caldă, fără prea mari pretenții, dar la aproximativ 100 de lei cât am dat pe sticla asta, trebuie să spun că este o îmbunătățire majoră față de Cool Water Street Fighter și față de multe alte parfumuri din astea care cam vor să fie gel de duș. Și acum, iată, ne ajungi la motivul pentru care am plasat comanda, mai exact că am vrut să mi-l mai cumpăr odată, pe Salvatore Ferragamo Uomo Casual Life, care cred eu că este preferatul meu din gama Uomo și care, după cum vezi, după cutie, la fel nu-mi dă motive să cred că nu ar fi ce trebuie. Am mai avut parfumul ăsta, la un moment dat am făcut un schimb cu el sau l-am vândut, nici nu mai știu exact, cred că am făcut un schimb. Dar în principiu mi s-a părut un parfum diferit de vreme caldă, lucru pe care în momentul ăsta mi-l doream din nou, sau un parfum diferit cu un miros de cafea. Pentru că în el vei găsi o combinație de citrice, de cafea și de note lemnoase. Și când zic cafea, gândește-te mai degrabă înspre Starbucks la ceva dulce.
Deci un parfum fresh, dulceag, în care nota asta de cafea, cappuccino, frappe se simte foarte bine. Ideea e că, în mod surprinzător, repet, parfumul e de vreme caldă. Și cred că, de data asta, n-am să mai fac schimb, ci am să-l păstrez. Pur și simplu, miroase precum cea mai răcoritoare cafea care are potențialul să-ți dea diabet. Ceea ce clar e ciudat și ca urmare îmi place. În urmă cu vreun an jumate, performanțele lui erau bune. Asta înseamnă persistență pe la 6 ore și poate chiar mai mult și cu o proiecție relativ bună. E genul de parfum care se simte în jurul tău. Acum nu știu dacă a fost reformulat sau ce se întâmplă. Pentru moment nu mi se mai pare la fel de puternic, mi se pare că e un parfum care stă ceva mai aproape de tine, dar trebuie să-l mai port un pic să-mi dau seama exact cum stau lucrurile. Oricum, e clar că vara asta îl voi folosi, deși, dat fiind faptul că vorbim de o cafea dulce, probabil că nu în canicula așa cum e acum afară. Totuși, mă bucur că l-am luat din nou și înainte l-aveam tester, ceea ce înseamnă că n-avea capacul ăsta cool, acum l-am în varianta asta cu pulverizatorul, pentru că mi se pare că unul dintre cele mai evidente și mai interesante lucruri la Uomo reprezintă exact pulverizatorul ăsta și margini levopsite. În caz că îți doreai să afli un pic mai mult despre dulceața parfumului, ar trebui să știi că ea e dată de combinația de cafea, care în esență nu e dulce, dar este cu cardamom, care dulcește tot, și cu ceva mosc alb. Numai că evoluția lui pe piele e un pic mai neobișnuit, în sensul că atunci când îl pulverizezi, te lovește un val de prospețime și în 3 secunde te lovește și mirosul ăsta de cafea dulce, dar în câteva minute începe să se așeze mai ușor pe piele și să-și găsească un echilibru. Mi se pare că la prima pulverizare pare a fi un tiramisu ușor turbat, care apoi se metamorfozează într-un frappe ușor răcoritor. Trebuie să subliniez totuși că genul ăsta de miros nu va fi pe gustul tuturor oamenilor și cred că va împărți audiența, de fapt o împarte de ceva timp, că nu e cel mai nou parfum, în două tabere. Sunt cei care nu înțeleg de ce trebuie să existe un asemenea miros, care e și fresh și dulce și e ciudat așa. Pe de altă parte, sunt oameni ca mine care chiar apreciază ciudățenia asta, deși trebuie să spun că nici mie nu mi se pare cel mai practic parfum sau nu e genul de parfum pe care l-aș purta în fiecare zi, pentru că în mod real, ori de câte ori îl port, cred că pot să anticipez asta, îmi doresc să beau cafea de la Starbucks sau să-mi iau cafea de la o cafenea de specialitate, să torn 47 de pliculețe de zahăr în ea. Și cu asta se încheie videoul despre cumpărăturile făcute de mine pe site-ul Elefant, sper să-ți fi fost de ajutor. Mi-ar plăcea să-mi spui ce experiență ai avut și tu cu Elefant sau ce alte site-uri vrei să mai încerc, unde vrei să mai plasezi comenzi și să vedem ce se întâmplă. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.